Iar Iisus i-a zis, de poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Și îndată strigând tatăl copilului, a zis cu lacrimi, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Iubiți credincioși, este a patra treaptă duhovnicească a Apostolului Mare, a patra duminică a Apostolului Mare, închinată Sfântul Ioan Scărarul, cel care a scris Scara, o carte în care înfățișează virtuțile sub forma unui scăr duhovnicești, al cărui vârf este unirea cu Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea se citesc două pericope și la Apostol și la Evanghelie, prima despre care o să și vorbim, iar cea de-a doua închinată Sfântului Ioan Scărarul. Și tot astăzi este și pomenirea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, unul dintre mari ierarhi și sfinții aleși odrăsliți de neamul nostru românesc. Învățătorule, îi spune un om din mulțime Mântuitorului Iisus, am adus la tine pe fiul meu care are duh mut și oriunde îl apucă, îl aruncă la pământ și face spume la gură și scrâșnește din dinți și înțepenește. Și am zis ucenicilor tăi să-l alunge, dar ei n-au putut. Dacă am fi fost de față sau acum cu ochii minții și cu sufletul, suntem părtași la această scenă, văzând durerea acestui tată, cu siguranță că oricine se cutremură. În câteva cuvinte aspre, scurte și aspre, este descrisă toată suferința fiului și toată suferința lui ca părinte și mai ales neputința lui ca părinte, neputința apostolilor, ucenicii ai învățătorului Iisus, cel ce făcuse atâtea minuni și atâtea vindecări. Pe lângă aceste dureri este evidentă și o mare dragoste, o dragoste de părinte, care îi dă o îndrăzneală sfântă în a cere cu tărie, aproape a porunci ca fiul să-i fie vindecat. Apostolul zisese, acesta este cuvântul folosit, iar Mântuitorului nu îi cere, ci îl pune cumva în fața realității. Am adus pe fiul meu pe care ucenicii tăi nu l-au vindecat. Și avem acum exprimată credința, căci îndrăzneala acestui tată nu era doar din durere și din iubire, emoții care pot să genereze fapte puternice, ci și din credință. Mintea lui va fi gândit, Doamne, Tu ai făcut minune, ai vindecat, ai trimis pe ucenici să vindece, ei nu l-au putut vindeca, deci vindecă-l Tu. Bărbăției cu care el înfățișează situația, aproape acuzator față de apostol în această îndrăzneală a lui, Mântuitorul îi răspunde pe măsură. Pe de o parte adeverește că nu e firesc cele ce s-au întâmplat, pe de altă parte ridică pe tată la o înțelegere mai adâncă a lui și a problemei fiului, dincolo de ceea ce au putut sau nu au putut alții să facă apostolii, adică. Iar el răspunzând a zis, o neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda? Aduceți-l la mine. Puțina credință a apostolilor și a poporului în general era pragul de care nu se putea trece pentru a-l vindeca pe copil. Credința nu ca o teorie, ci ca o legătură vie cu Dumnezeu, hotărătoare pentru ceea ce se întâmplă în viața noastră. Copilul este adus la Mântuitorul și văzându-l pe Iisus, Duhul îndată a zguduit pe copil și căzând la pământ se zvârcolea spumegând. Acum s-a arătat cauza bolii copilului și a motivului neputinței apostolilor. Boala copilului era posedarea, starea în care libertatea sufletului este pierdută într-o mare măsură, în care demonii acționează nu din afară, prin îndemnuri și atacuri, ci din lăuntrul omului. Prin harul Duhului Sfânt, prin dumnezeirea sa, Iisus a văzut ceea ce nu era văzut, poate că era bănuit, și a vădit că boala nu este una trupească, ci suferă de o problemă duhovnicească. Pentru a vedea cu toții că Dumnezeu l-a vegheat pe acest copil și până acum și că era doar neputința oamenilor, faptul că nu reușiseră să cheme mai mult lucrarea lui Dumnezeu, Mântuitorul întreabă pe tatăl copilului câte vreme este de când i-a venit aceasta.
Acum Mântuitorul pune la încercare pe tatăl copilului. Oare o astfel de întrebare era importantă pentru cineva care învie morții? Nu, nu era pentru el. Nu aceasta putea fi un obstacol sau un ajutor, ci era ceva care îi va ajuta pe cei de față. Iar tatăl a răspuns din pruncie și de multe ori l-a aruncat și în foc și în apă ca să-l piardă. L-a aruncat ca să-l piardă, dar Dumnezeu nu a îngăduit aceasta. Cine i-a adus bunoară pe părinți în preajmă atunci când acesta se arunca în apă sau în foc, ori pe alții care l-au scos de acolo? I-a adus Dumnezeu, îngăduind boala copilului pentru a se întări în răbdare și dragoste părinții lui, pregătindu-i pentru a-și spori credința. Când tatăl a explicat, a spus despre faptul că fiul suferă din copilărie, poate toată acea tensiune, toată acea durere care se strânsese în el în ani de zile, a izbucnit din nou la suprafață și cumva l-a clătinat. Dacă nici ucenicii nu putu să refacă ceva, oare el va putea? Așadar, îndoiala lui prinde sufletul și dă puțin înapoi și aceasta se vede că spune: dar de poți ceva, ajută-ne, fiindu-ți milă de noi. Mântuitorul nu a căutat la slăbiciunea de acum a tatălui, de neputința aceasta, decât de ușor a trecut de la tonul aproape poruncitor, plin de hotărâre, la șovăială. Și l-a încurajat, i-a arătat drumul pe care poate să iasă din fundătura greșită a îndoielii, a fricii false. Și i-a spus: de poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Așadar, vedem că nu l-a certat pentru că a început să se îndoiască, nu s-a tulburat că îi pune așa de repede la îndoială puterea, că i s-au împânjenit ochii duhovnicești, ci a căutat modul în care poate să-l ducă la adevăr, ce treaptă poate să-i arate pe care să poată păși și care să-l scoată la liman. Și smerenia Mântuitorului l-a făcut să vadă cu discernământ ceea ce avea de spus în tot acest dialog foarte important. Și învățăm și noi de aici că atunci când cineva se află lângă noi într-un impas, când ne certăm cu cineva, când părinții își învață copiii și vrem cu adevărat să facem voia lui Dumnezeu, trebuie ca treapta pe care îi cerem celuilalt să pășească să fie pe de o parte accesibilă lui, iar pe de altă parte să nu se refere la noi, cei care încercăm să explicăm ceva, ci la adevăr. Mântuitorul nu evaluează credința care era în scădere, nu îi stârnește orgoliul, reproșându-i că poate și el ca părinte are vreo responsabilitate pentru boala copilului și nu se propune pe sine ca om, ci propune ceea ce orice om de bună credință poate. Să încerci, de poți crede, adică încearcă să crezi, nu în mine, ci în lucrarea lui Dumnezeu. Și adevărul acestei trepte: toate sunt cu putință celui ce crede. Tatăl poate să pășească pe această treaptă întinsă cu dibăcie și smerenie de Mântuitorul și pășește iute și cucerite sufletește de discernământul și dragostea Mântuitorului. Cuvântul său este o explozie de nădejde. Și îndată strigând, tatăl copilului a zis cu lacrimi: cred, Doamne, ajută necredinței mele. Lacrimile sunt semnul acestei tensiuni lăuntrice, și cea veche, dar mai ales aceasta nouă din acest dialog foarte scurt, dar foarte profund, în care simțea că este șansa vieții lui sau este ceva, un moment extrem de important pentru el și fiul său. Dar dincolo de lacrimi, ceea ce este important este acest extraordinar cuvânt: cred, Doamne, ajută necredinței mele, care face parte din seria cuvintelor puse de Dumnezeu în inima omului, pentru că chiar dacă omul răspunde, Dumnezeu îi le descoperă, se le spună, și de astfel de cuvinte, desigur că ne aducem aminte, de exemplu, de cuvântul Sfântului Siloan primit de la Dumnezeu, într-un moment de adâncă deznădejde în care căuta binele duhovnicesc. În aceste cuvinte, iubiți credincioși, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, se cuprinde ca o față a unui diamant taina apropierii noastre de Dumnezeu, a omului limitat și creat, care se apropie de Dumnezeul cel nelimitat și necreat. Această apropiere se face pentru că cel necreat a întins mâna celui creat, pentru că El ne iubește și ni se oferă.
nu noi cu puterea noastră săvârșim apropierea, ci voia Lui și dragostea Lui o dorește și puterea Lui o lucrează. Noi spunem acel fie mie după cuvântul Tău al Maicii Domnului sau acest cred, Doamne, ajută-ne credinței mele de astăzi. Dacă Tu, Doamne, mă chemi și mă porți către Tine, eu vin. Această atitudine însă, care pare firească în cuvinte, este însoțită de un efort uriaș, și anume de efortul lepădării de sine într-o smerenie. Acum Tatăl nu mai cerea nimic concret, nu mai avea nimic de dat, nu se mai bizuia pe nimic al său. Se aruncă însă ferm înspre brațele deschise ale lui Dumnezeu. Tot ce e a lui, credința pe care o are, știe acum că a primit-o de sus, și tot ce nu are, necredința lui, necredința mea, cum spune el, știe că poate să fie plinită prin credință. Este total liber, neînchistat în sine de nimic, nici de ce are, nici de ce nu are. Este omul fără frică și fără nădejdea în sine, care aduce la rândul ei frica de necunoscut. Și de acum urmează ceea ce este firesc, ca Dumnezeu să-L ia pe deplin în brațe pe Cel ce îi se dăruiește de plin. Iar Iisus a certat Duhul cel necurat zicându-i, Duh mut și surd, eu îți poruncesc, ieși din el și să nu mai intri în el. Și răgnind și zguduindu-l cu putere, Duhul a ieșit, iar copilul a rămas ca mort, încât mulți ziceau că a murit. Sunt două rânduri în Sfânta Scriptură, însă să nu trecem repede peste ele, că de bună seamă au durat câteva secunde în care sufletul tatălui a avut anumite stări. Mântuitorul a numit Duhul cel necurat ca fiind mut și surd, adică incapabil de dialog, căci fundamental demonii și păcatul ne închid pe noi înșine noi, devenim surzi față de Dumnezeu și față de ceilalți și muți față de Dumnezeu și față de ceilalți în cele bune. Căci chiar dacă vorbim și auzim, deci ne folosim simțurile fizice, când sufletul nostru este stăpânit de păcat și îl urmează, fără să se lupte cu el, nu mai auzim glasul Dumnezeu în inimă, nu-l mai ascultăm și nu mai auzim nici vocea sufletelor celorlalți oameni și nu mai știm să vorbim cu Dumnezeu și cu oamenii în adevăr. La capătul opus acestei stări am făcut o paranteză față de ceea ce se întâmplă cu Tatăl, se află Sfântul. Sfântul aude și ascultă glasul lui Dumnezeu, el simte care sunt adevăratele cuvinte și nevoile ale oamenilor și știe ce să ceară oamenilor și lui Dumnezeu. În viața Sfântului Calnic a fost un moment în care i s-a cerut insistent conducătorului țării de atunci să-l demită. Într-un mod mincinos era acuzația. Și acesta, era vorba despre Cuza, a spus foarte răspicat că el nu va face niciodată așa ceva pentru că îl știe că este Sfântul lui Dumnezeu. Să revenim la starea tatălui. În acest ultim asalt pe care demonul l-a dat, răgnind și zgândurind cu putere, apoi a ieșit din el, era și un asalt de fapt împotriva tatălui. Dacă tatăl și-ar fi pierdut cumpătul în acele momente, văzând că fiul său iar pățește o criză ca alte dăți și ar fi cârtit, poate ar fi strigat repede la Mântuitorul, iată că nici tu nu poți să faci, poate că lucrurile nu s-ar fi desfășurat așa cum se întâmplă. Dar și tatăl are ceva de câștigat din întreaga suferință și din această întâlnire cu Mântuitorul și vindecarea fiului. Se apropie el însuși de Hristos, că se lăsase cu totul în mâna lui. Aș vrea să amintesc, legat de aceste scurte momente, o întâmplare cu un sfânt, Sfântul Paisia Ghiuritul. La el a venit un părinte, un tată, pentru că în Sfântul Munte părinții, bărbații puteau să intre, deci tatăl a venit și a spus că un copil al lui este bolnav grav pe moarte și i-a cerut ajutorul. Sfântul Paisie a spus că copilul va fi bine, se va însănătoși, dar trebuie ca și tatăl să dea ceva, să facă o jertfă. Și pentru că tatăl fuma, i-a spus să se lasă de fumat. Tatăl a promis și copilul s-a făcut sănătos. Însă, după o vreme, tatăl iar s-a apucat de fumat. Copilul s-a îmbolnăvit și de data aceasta a murit. În ceea ce îl privește pe copil, copil fiind, s-a dus la Dumnezeu cu nevinovăția copilăriei. Dar în ceea ce îl privește pe acest tată, al doilea, el a pierdut în acea încercare posibilitatea
despătimirii față de o patimă, dar și alte virtuți la care ar fi putut să ajungă făcând ascultare. Să ne întoarcem la vindecarea copilului. Cu blândețe, Mântuitorul ia de mână și îl ridică. Ucenicii îl întreabă. Deoparte, spune textul Evangheliei, rușinați cumva de neputința lor. Pentru ce noi n-am putut să-l izgonim? Mântuitorul nu-i ceartă că știa treapta duhovnicească în care se aflau acum. Le spune că acest neam de demon nu poate cu nimic ieși decât numai cu rugăciune și cu post. Și ucenicii posteau și ucenicii se rugau. Rugăciunea Mântuitorului însă era rugăciunea Fiului către Tată, de plin conștientă de răspuns și cu totul smerită. Iar postul Domnului era răpădarea totală de sine. Pe această treaptă duhovnicească, Mântuitorul începe să le vorbească despre patim și înviere, așa sunt ultimele cuvinte ale fragmentului din Sfânta Scriptură, din Sfânta Evanghelie pe care le-am auzit. Iubiți credincioși, această duminică a patra este între a treia a Sfintei Cruci și cea care urmează a cincea a Sfintei Marie Egipteancă. Dacă în duminica Sfintei Cruci înțelegem necesitatea glorii crucii, iar în viața Sfintei Marie Egipteancă vedem roadele ei, adică unirea cu Dumnezeu, în această duminică înțelegem că taina luării crucii nu este doar în mâna noastră, nu este doar în mâna lui Dumnezeu, ci este o împreună lucrare în puterea lui Dumnezeu și disponibilitatea omului. În neputințele noastre se plinește lucrarea lui Dumnezeu și în neputințele celor de lângă noi, de asemenea, se manifestă purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Învățăm că atunci când pășim pe o treaptă, țelul acelei trepte este chiar Mântuitorul. Dar Mântuitorul ne îndeamnă să pășim pe următoarea treaptă, al cărui țel este El însuși iară și de acolo și așa mai departe, până ajungem la limita vieții noastre duhovnicești, cea mai înaltă, și atunci Dumnezeu ne cheamă la Sine. Aș vrea să spun un ultim, să fac o ultimă observație legată de o actualitate a acestei vindecări. Dacă ar fi să facem o comparație cu stări de boală care se găsesc în zilele noastre, starea aceasta de posedare, prima care ne vine în minte este cu afecțiunile psihice care au anumite manifestări care sunt comune, dar bineînțeles că au în esență altă natură și putem să înțelegem din apropierea de cele sfinte dacă cineva are o afecțiune psihică sau are o afecțiune duhovnicească, se poate întâmpla să aibă și de amândouă. Însă, gândindu-mă la ceea ce s-a întâmplat și nu numai la boala copilului, ci mai ales la tensiunea din sufletul tatălui, gândul s-a dus către o altă situație des întâlnită în zilele noastre de criză și în care părinții sunt extrem de tensionați, precum părinte de astăzi. Și anume atunci când, în cazul unui copil născut, deci când o femeie este însărcinată și primește un diagnostic în acesta posibil prenatal, adică e posibil ca acel copil să aibă o boală, o dizabilitate, poate fizică, poate cognitivă, desigur se declanșează o furtună în care nu au fost niște ani de boală, ci se văd înainte niște posibili ani de boală. Și practic în sufletul omului se duce o luptă cumplită, pentru că dacă odată născut un copil, în general este îngrijit atunci când este bolnav, dacă el nu este născut, din păcate alte opțiuni mai rele, cel rău a trimite în inima și în cugetul celor care pot să decidă să scape de viața lui. Și în astfel de momente, cred că această putere sfântă pe care El a primit-o atunci când a spus, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, care s-a reflectat asupra copilului și asupra sa, o poate primi oricine are această încredere că Dumnezeu știe, ne cunoaște din pântecele Maicii noastre de la zămislire și știe ce poate să fie viața fiecărui om, oricât de grea ar putea să pară, are un sens
nu numai pentru el, dar și pentru cei din jur. Așa cum acest om, prin răbdarea lui îndelungă, prin suferința lui îndelungă, dar dusă cu o anumită smerenie și poate chiar cu pocăință, a aflat drumul și atunci la capătul drumului a întâlnit pe Mântuitorul și de aici a pornit pe un alt drum al înălțării, nu numai al sănătății trupești, dar și al sănătății duhovnicești, așa și fiecare om și cei în situația aceasta despre care am spus acum, dar în orice moment al vieții noastre, putem și noi să găsim soluția aceasta pe care i-a revelat-o Dumnezeu acestui tată. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, este unul dintre acele cuvinte scurte care sunt o rugăciune care unește pământul și cerul. Să ne ajute Dumnezeu să o rostim ori de câte ori este nevoie. Amin.